Există medicamente care deși sunt prescrise de medici, ne pot ucide. Află care sunt acestea și cum le putem evita. Conform realitatea.net, ultimele studii au arătat că multe dintre medicamentele prescrise în mod curent de către medici pot avea efecte secundare serioase, provocând grezuri, dureri de cap, miopie, inflamatorie cronică sau chiar o boală cardiacă. Inhibitorii pompei de protoni, multe persoane administrează aceste medicamente pentru a le atenua simptomele refluxului gastroesofagian. Se pare că aceste medicamente inhibatoare blochează absorpția nutrienților și împiedică producția necesară de acizi din stomac, ceea ce poate provoca alte probleme de sănătate. Statinele, medicamentele comune pe bază de statine, cresc într-o manieră importantă riscul de diabet, de bol de ficat, afecțiuni la nivelul creierului, atrofie musculară și chiar moarte prematură. Antibioticele sunt de asemenea o clasă de medicamente care poate crea probleme de sănătate pe termen lung fără a aduce vreun beneficiu. Diureticele, acestea au fost folosite mult timp pentru a ajuta la pierderea de grăsime. Ele sunt interzise pentru acest scop. Consumul acestor medicamente provoacă deshidratare, o micșorare a tensiunii arteriale, amețeală și sincope. Relatează realitatea.net